Am primit cu bucurie propunerea Bookland de a inaugura școala gimnazială Marțea Negrea din comuna Valea Viilor, județul Sibiu. Prezența mea astăzi aici nu este întâmplătoare. În primul rând, ca sibian și ca autor, am fost întotdeauna preocupat de aceste meleaguri și de acest arhipelag extraordinar al bisericilor fortificate din Transilvania, cărora de altfel le-am dedicat și un album bilingv româno-englez lansat concomitent în Spania și România în urmă cu peste 10 ani. Elevii din Valea Viilor au această șansă unică de a admira zi de zi o bijuterie a bisericilor fortificate ale sașilor transilvăneni, inclusă pe lista monumentelor protejate UNESCO. În al doilea rând, viața compozitorului Marțea Negrea, care a dat numele acestei școli, este strâns legată de Viena, locul în care îmi desfășor în prezent activitatea. Investițiile în educație sunt investiții în viitorul tinerei generații și implicit al întregii societăți. Nu pot decât să susțin eforturile Asociației Bookland și a societății civile care practică principiul subsidiarității prin coagularea diversilor actori publici și privați și a comunităților locale în jurul unui obiectiv comun. Renovarea acestei școli stă mărturie în acest sens. Fiți sănătoși, felicitări pentru deschiderea, inaugurare. Este o ocazie minunată în care astăzi se inaugurează școala noastră reparată cu ajutorul Asociației Bucle, partenerilor săi, Primăriei Valea Viilor, firme Kona din Sibiu, sponsor. Cât există ceva sus, vom trăi pe acest pământ. În pădurile de dor, mai avem un viitor. Ieri a fost ziua limbii române și e bine că am auzit astăzi. Graiul nostru e nepieritor. Ați meritat acest cadou, care este o școală nouă, un stup, un fagure în care sunt multe alveole mici și acest fagure astăzi are alt chip pentru că există, pe lângă autoritatea statală, există Bookland pentru care, prin care am aflat de această zi pe care nu o vom uita niciodată. Faptul că ne întâlnim într-o curte, parcă suntem în casa memorială a lui Chagall și acum când văd aici flori, construcție nouă, în acest estuar istoric, cetatea dumneavoastră, este una dintre cele mai frumoase din sud-estul Europei, despre care am scris în urmă cu câțiva ani, într-un album apărut în Spania și în Marea Britanie, dedicat bisericilor fortificate din Transilvania, protejate de UNESCO. Să vă bucurați de acest loc, la mulți ani, felicitări, vă mulțumesc! Bine ați venit în mijlocul nostru. Bineînțeles că ne bucurăm și noi foarte mult de această realizare. M-am bucurat acum un an când m-a contactat doamna directoare după formația Bookland. Cu tot dragul la răspunzerea pe drumul de oraș, cum să ne... Lucrarea care s-a făcut prin eforturile acestei fundații și ale autorităților locale e doar un început, nu e un sfârșit astăzi. E doar începutul. Marele efort de-abia urmează. Mulțumim pentru încrederea acordată tuturor care au participat la acest proiect și ne bucurăm foarte mult că am terminat într-un timp util pentru ca școala să înceapă într-o casă nouă. Mulțumim tuturor partenerilor. Vreau să mulțumesc elevilor pe parcursul celor 10 luni, începând de la debarasarea claselor,
de la sosirea materialelor. Fiecare a participat, nu cred că există elevi din școală care nu a participat. Fără colectivul de cadre didactice, din nou, n-aș fi putut. Cu ajutorul lor, de la începutul lucrării, ne-am sfătuit. În ultimele 4 săptămâni am muncit cot la cot și câte 16 ore poate pe zi. Să ajungem la acest moment minunat. Ce faceți, copilași? În ce clasă sunteți? A doua? Zero? Și aveți curaj să începeți școala? Așa și trebuie, să aveți curaj, să vă bucurați cu profesorii de școala asta frumoasă. Câți copii în lumea asta văd, privind pe fereastră, ce văd copiii dumneavoastră? Puțin. Câți ar da la New York, la Paris, la Londra să fie aici să vadă asta? Așa e viața. Ceurile erau tot în clădirea. Păi mi-i chipui, da. Am văzut niște fotografii. Din cancelarie, domnule, au renunțat la o parte din cancelarie. Ia să mă uit așa repede. Ca la Hilton. Deci aici eram rupt și am făcut toalete. Foarte bine. Merita, meritau copiii. Păi sigur, toată că lumea. Nu mai iasă iarna afară, în frig, în ăsta, mergeau până... O-o-o! Chiar așa fac copiii. Așa au făcut reacția când au intrat. E chiar frumos aici. Fiecare sală altă. Da. Fiecare ne-am pus amprenta pe clasa noastră și am ales... Aici era apa până... Da. Pentru aerisirea peretelui. Ia uite la Teo, măi. Da. Faci concurență primarului. La Poiana Mărului. A, da. În tabără, da. La pentru și desen, credeam... la desen? Da, da. Organizat de... Acum să desenezi aici, da. În voie. Nu? Ce bune sunt. Ce bune sunt. Gustul țării. Școala înainte era, pe pereți era doar albă, acum este foarte colorată, arată foarte frumos și îmi place foarte mult. A fost o veste bună când am primit un telefon de la Asociația Buckland, cum că are intenția să ne ajute să renovăm școala gimnazială. Ne bucurăm că o să avem niște școli unde copiii o să aibă condiții foarte bune de învățat. Și pentru aceasta le mulțumim asociației că s-au implicat, ne-am implicat și noi ca primărie și a ieșit un lucru minunat în final. Renovarea școlii de către Asociația Buckland, partenerii săi, a reprezentat pentru noi un vis care a devenit realitate. Am reușit să redăm localității o școală veselă, care îi va primi cu brațele deschise, în clase curate, luminoase, pline de culoare. Sunt legat de aceste locuri pentru că prețuiesc și respect foarte mult efortul acestor oameni, profesori, edili locali, oameni care au venit din alte părți, care au această întreprindere umanistă și umanitară care se numește Buckland, care și-a propus să construiască oameni, să schimbe mentalități, dar pornind și de la fagurele, unde sunt alveolele și unde se face mierea. M-am bucurat să-l cunosc pe primar, pe directoare, pe învățătoare, pe copii, pe cei care ne-au fost alături, pe cei care au făcut prăjiturile și pe cei care ne duc mai departe memoria, filmând, înregistrând și pe care îi salut acum, la sfârșit, cu tot dragul. Împreună construim oameni. Construim oameni.